Prea multul lei în ea? Nu, chiar nu. Salut, fraților! S-a făcut ora 7 jumate și avem aici o salată de vinete. Am pus de aici din Itamai bolul ăsta. E făcută și cu ulei, după cum ați auzit. Avem o salată de roșii. Aici avem niște pulpițe, trebuie să le încălzim. Și o felie de pâine din asta de casă. Bine, mare felie asta de pâine, face cât două felii probabil. Astăzi n-am mai fost la sală pentru că a fost un uragan super mare aici la noi. Adică a plouat și n-am avut chef de sală. Mă dor foarte tare mușchii, mai ales pieptul. Am avut un antrenament luni super tare la piept și mi-a provocat o febră foarte mare de mă ține și astăzi. Bagă-mi și mie trei pulpe din astea, am încălzit. Mă întreba maică-mea dacă e bună salata. Este foarte bună, într-adevăr, dar nu știu câte grame de ulei a pus. E făcută cu ceapă, vinetele au foarte puține calorii, ceapa la fel, roșiile la fel, deci toate astea au câte 30 de calorii, pe 100 de grame, pâinea are mai mult și pulpele astea au mai mult, 100 și ceva de calorii pe 100 de grame, însă sunt bogate în proteină. Deci avem proteină, avem salate, adică legume, adică vitamine și niște pâine, că n-avem ce face. Pâinea asta nu era necesară, dar dacă mănânc salată de vinete, nu am cum. A, am văzut că și în salata de roșii e pus ulei. Aveți foarte mare grijă cu uleiul, pentru că 10 grame de ulei au 90 de calorii. Adică exact cât au 300 de grame de roșii. Vă dați seama ce proporție. E mai bine să mănânci mai multe roșii, mai multe fructe, mai multe legume și să eviți uleiurile, pentru că o cantitate foarte mică are la fel de multe calorii cât 300 de grame de roșii, fraților, sau de vinete, sau de orice altă legumă din asta cu calorii foarte puține. Am terminat, a fost foarte bun, dar au fost și foarte multe grăsimi, pentru că am mâncat și pielea de la pulpe. Aici a fost ulei adăugat, aici a fost ulei, pâinea am mâncat-o de nevoie. Asta este dieta mai mult pentru cineva care vrea să pună pe el. Deci dacă vreți să puneți pe voi, fraților, trebuie să mâncați multe calorii, mâncați tot fructe, tot legume, carne slabă și puteți să adăugați, mâncați chestii cu ulei, uitați, le faceți mai gustoase. Puneți ulei în salata de vinete, puneți ulei peste roșii, mâncați și pielea, exact cum am făcut eu astăzi. Nu mai masă de dietă nu e asta, dar nu contează, pentru că am mâncat decât două batoane proteice, un Snickers și un Mars, care au 400 de calorii, iar masa asta o aproximăm, pentru că n-am de unde să știu câte calorii sunt aici, o aproximăm la 1000 de calorii, da, la 1000 de calorii, pentru că vreau să aproximez mai mult decât mai puțin. Și cu 400 de batoanele proteice sunt 1400 de calorii în total, e ora 7 jumate seara, vreau să mă încadrez în 2000 de calorii astăzi, iar noi ne vom revedea la următoarea masă să vedem ce mănânc.